Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Ce dragă mie de jucăria asta rusească, am primit-o de la Corbu și îmi place șmecherie rusească, știi? Tetris. You fit in, you disappear. Am avut și eu, dar pe argintiu. Bună seara, Silviu Munteanu sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7, suntem pe 103.4 FM, suntem și pe YouTube, canalul 13 TV, e o siglă cu pisică neagră acolo. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate și bineînțeles ne-ar face mai vizibil. DJ Gigi este aici, salutare voi Nicule, bine ai venit! Salutare oameni buni și cei 7 pitici anonim de pe aici, de prin studio. Bine v-am găsit, da, eu sunt DJ Gigi. Dați 2 subscribe-uri, nu fiți gârciți. Ce toate, naiba. Toate. Mă uit la tine și știu că faci parte din aceeași generație analog cu mine și mai știu și că pierzi foarte multe nopți la party-urile unde pui muzică și mă uit la tine, băi, te ții bine pentru după câte nopți pierdute ai avut. Nu-ți pierdute, sunt câștigate, îți dai seama, sunt oferite către public, către distracție și către hrănirea mostului interior muzical. N-ai ce să-i faci. O să dai seama că o să spunem la nepoți că suntem pe planeta asta dinaintea internetului. Da, asta sună deja milenar așa. Că am fost în Cluban în anii 90. Corect. N-ai fost în Cluban, în Fire și în Martin, ai trăit degeaba. Dar care sunt diferențele între clubinul de atunci și ăla de acum? Eu pe ăsta de acum trebuie să recunosc că îl consum mai, mult mai puțin spre deloc. Mai mult pe internet. Sau la bere. Am redescoperit, că asta mă amuzam cu niște prieteni, odată cu pandemia am redescoperit băutele în bucătărie. Da, da, în bune apartamente. Alea, mai ales vai, acum, ce poezie. Că vine criza acum, a scos chitara de sub masă și... Acum nu era cu chitară, era cu, mă rog, da, treburi de hrănit vicii, dar un tip de intimitate, știi, care la club nu e. Diferența atunci era că oricum nu aveam nici cartelă de metrou, nici bani de autobuz, săream bara la metrou și mergeam la club să devenim altcineva. Făceam o chetă mică, se bea 50 la colț, la exact, Argentin, da, sau la berărie la Patria înainte, sau la turist, cine a prins. Te duceai la club, chetă. Era bodyguardul ăla antipatic la intrare. Era da? Mihai care zicea tu intri, tu nu intri, bine. Am pățit-o și eu de vreo câteva ori. Așa era. Și fanul era că era fan. Ce să... Na, când ești în prima perioadă a vieții, totul ți se pare fan. Când ești în liceu sau mai ales în facultate, te duci înainte ca racheta albă. În documentarul pe care l-am făcut despre Vanc, este la un moment dat, vorbește Nicu, mă rog, în poveștile lor de anii 90, băi, și la un moment dat spune fix acest lucru. Zice, băi, eram toate seriile în Cluban, nu știu de unde aveam bani. Da. Că, na, România nu ducea prea bine, dar noi aveam niște bani în buzunar. Probabil și că era totul prea ieftin sau ieftin, nici nu știu cum să spun. Plecam joia, știu că puneam la început, începusem să punem muzică în liceu, făcusem un radio, un blog, făcusem un liceu de ăsta de radio, la 11 și a 12-a. Și aveam acolo, aducea proful de sport sticluțele jos, le lăsa la noi la radio. Și ne mai ocupam de ele și după aia seara aveam joia la Schiller House, îi zicea, pe Batiște, lângă... Cântaș tectonic atunci acolo. Da, și acolo era fost ambasada Americii și vis-a-vis erau anii 30, parcă se numeau. Și primii bani câștigați din muzică au fost, de fapt, banii din garderobă. Adică puneam muzică pe casete, învârteam la ele, veneam cu ele pregătite de acasă. Și pentru că creionul era intrare liberă cu creionul, cu pixul, cu ce era... Singurii bani pe care îi împărțeam cu ea de la Casa de Cultură Germană erau banii de garderobă. Și de acolo o rachie mică și hai la Cluban în continuare. Știi, mă amuzam acum că am fost atât de analog de am învârtit casetele cu creionul și mă uit de pildă la ăștia care au cu 16 ani, fiime de pildă, care strâmbă din nas la diferite interfațe. Că eu îi spun să folosească Tidal pentru muzică, ea se încăpățânează pe Apple, care oricum se aude mai prost, dar nu vrea să înțeleagă, dar avem discuții da, de genul ăsta. Da. Zic, băi, pe vremea era pe la... Fetele-s cu Apple, că și eu am fetiță, să ne trăiască, apropo. Și ele-s cu Apple. Mi-a zis din prima, tati, următorul telefon Apple, neapărat. Da, da, sigur. Povestim altă dată. Băi, fii atent, că vreau să-ți arăt ceva. O să dau un play la ceva și vreau să ascult cu atenție. Ia. O lăsăm un pic.
frate, că ne omor pe aici. Ok, dăm mai încolo. În fine, ce voiam să-ți arăt? Știi ce ți-am pus? Cum ți se pare că sună? Progresiv, așa. Și okay. Foarte bine decupate instrumentele. Știi, și crescendo așa. Știi ce este? Este un canal YouTube, da, în care un băiat a băgat niște algoritmi și de vreo câteva luni acei algoritmi generează prin AI, prin inteligență artificială, acest heavy metal, sau cum s-o numi el. Adică am ajuns aici. Păi dacă... Și generează, suntem la piesa ce ți-am pus acum, este piesa 13.017. Ui, în funcție de biții pe care... De câteva luni de zile, acest canal, și nu este singurul, ai pe mai multe tipuri muzicale, da? Își generează această nenorocire. Mai mult, s-a ajuns că bagă și armonii în piese, adică a ajuns la nivelul ăla. Și asta încercăm să fac fix acest contrast, în contrast, derulam casetele cu creionul și uite unde am ajuns și suntem încă în viață. Da, adică ieri văzusem un post pe Facebook cu nu știu câți ani, de la 1979 să numărăm, când a lansat Philips CD player, CD compact disc. Da, 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 mă, ce tehnologie de vârf era. Tehnologie, da. Mm-hmm. Da, e, ce să zic, bravo lor. Părerea mea, mai bine să pună una pe o chitară și pe un instrument curat, altă plăcere. Da, ne-am pus să stai această... să butonezi și să urmărești ce se fac biții și mai știu eu cine pe internet ca să-ți dicteze ritmul vieții. Da, nu, mă, eu știu ce spui și nu neapărat că nu sunt de acord cu tine, dar îți dai seama că asta sună cum să uitau și ai noștri la noi strâmb, că aveam plete și ascultam corect toate nenorocirile alea. Ce de felicitat și ce mișto că au ales ritmul ăsta muzical, adică măcar nu strap manele sau mai știu eu ce scamatorii muzicale. Da, minunea tehnicii moderne, băi, Gigi. Dar uite, am ajuns aici, ce amuzant mi se pare. Și mi-am pus și această întrebare. Băi, următorul Metallica, da, de pildă, ca învergură, că am avut Beatles, da, Black Sabbath, Metallica, am avut niște vârfuri. Corect. Tool, dacă vrei, în zona asta de metale, că tocmai asta am ascultat. Următorul Metallica o să fie AI? Sau AI-o. Depinde unde fac primul turneu, în Coreea sau în China. Nu cred. Ai văzut ce, uite, de exemplu, pe muzica dance, ce puternic vin ăștia de la Blackpink, fetele alea, proiectul ăla lor, adică sunt niște oameni care au investit acolo niște milioane de euro și uite că au făcut sute de milioane, bravo lor, adică industria funcționează, dar important e să funcționeze pe regulile corecte. Ce mai ascultă lumea în cluburi? Ce muzică le pui? Băi, eu, ce să zic, am în rămas... ce rezonează? Acum, pentru că am întinerit la a doua tinerețe, dai seama, am zis că fac programul ăsta 80-90 până la anii 80-90, ai mei. Ah, bun. Și le fac, le pun muzica, proiectul se numește Chentaștis, după cum bine știe tot orașul ăsta. I-am pus numele cu barbul de la Emil într-o dimineață. I-am zis, băi, cum să-i zic eu la petrecerea asta de anii 80-90, că așa, 80s, 90s, e prea usual. Și ne-a sunat... A sunat cineva, ai de bă, chem taxi. Chem taxi, și așa a rămas. De asta nu era din 90, cred. Din 90, de la MC Hammer. A, și tu ai zis 80-90. Da. Nu știu de ce mi-a rămas în cap și niște 70. Nu, 80-90 și asta le pun. Adică tot ce ține de la muzică disco, new wave, alternativ, pop, rock, românească, că na, trebuie să cânte și toată lumea și să danseze, eurodance-uri și mai știu eu ce, toate merg foarte bine. Genius, Corina Chiriac sau ce? Asia, Genius, Asus. Ozon, IQ și tot ce mai era la modă în perioada aia. Doamne. Da, uite, la o petrecere. Andra, asta, Pepe, Paraziții, B.U.G., Vă mai zic. La mine se întâmplă după câteva beri la acele petreceri în bucătărie de care îți spuneam. Te apuc amintirile. Da, eșuez în Sandra. E bună Sandra, da, cum? Era Michael Crețu acolo, ce clape, da, da, ce Sandra, Sissy Catch, Modern Talking, corect, pentru că eu am descoperit muzica cu Modern Talking, mă rog, acolo am avut treaba asta, după care mi-a dat cineva o casetă cu un concert cu Scorpions de prin 78, celebrul live în Tokyo.
și am descoperit distorsul la o singură piesă mi-a plăcut, restul mi se părea un nonsens de la un cap la coadă, nu mai e cazul acum, dar asta mi se părea atunci, dar știu că un distors și o linie melodică m-a cucerit pur și simplu și am zis, uite, și ușor, ușor am ieșuat în toate zonele astea de metale. Chiar la tine... Noi am avut în casă, de exemplu, un pickup Tesla care avea un difuzor de vreo 4 W, incorporat în pickup. Nu era de la DLM clasic cu capac. Și avea un difuzor dar de 4W. Dar nu știu W, Tesla, da. Tesla, un cehesc. O sculă cehească. Și mai aveam un Tech Electronica se numea, luase tata. Dar tot la fel, avea niște chestii foarte mici, la undeva la 5-6 W. Până m-a dus, tata la un vecin de-a lui cu care mergea la pescuit, aici în Berceni, că m-am copilărit în Berceni și eu. Și avea nenea ăla un caștan, frate, cu niște boxe de alea de vreo 20 de W și acolo m-a dat pe spate. Am zis, stai frățică că e al nivel aici. Și când mi-a pus ăla pe bandă Orvo și mai BASF și mai știu eu ce, alte... Se auzeau bine magnetofonele. Păi, mine. M-au zis și acum de curând, nu, un prieten. După care, într-adevăr, când am crescut mai mare până prin 87, 88, 89, parcă a venit prin casă un casetofon mai bun. Și după aia am început ușor-ușor să găsim viniluri la bulgari, la Piața Sudului și la ruși. Și cumpăram de acolo și ușor-ușor am descoperit Guns N' Roses, Queen, In Excess, Depeche Mode, U2. Dar era o gașcă și se făceau schimburi de viniluri prin 80. Da, da, da. Mie mi-a plăcut foarte mult povestea asta pentru că a creat prietenii. Făceam la Facenda, făceam lângă liceul Gheorghe Lazar. Apropo, DJ Gigi vine de la Gheorghe Lazar, cine nu știe. Ok, good point. Și era un bar, Facenda se numea, pe Regina Elisabeta acolo, era barul de peșarilor, cum ziceam noi, că noi am prins și gașca aia de peșari la Palatul Copiilor, prima oară Paco de la Palatul Copiilor. Și mai era una lângă Cismigiu. Da, aia a fost mai târziu, asta prima a fost asta de la Palatul Copiilor, care era de la 18 la 22. Și ne puneau videoclipuri, că de acolo le-am învățat, de la Super Channel, ne puneau videoclipuri pe televizoare color pe vremea aceea, ce noi n-aveam acasă decât un ecran de ăla cu dungi colorate. Da, 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 știu, să-ți protejeze ochii. Și acolo am văzut pentru prima oară Peșo, Boy, Sandra, ce povesteai tu mai devreme, Snap, Vanilla Ice și tot ce era la modă pe vremea aia. Mai rămâneau la casetele video, dacă mai ții minte, la VHS-uri, da. După două filme, aveai vreo două, trei clipuri. Da. Exact. Așa am descoperit Sisters of Mercy. Exact, și așa, ăla a fost primul impact vizual și audio la un nivel mai profi cu muzica de la Palatul Copiilor. După aia, într-adevăr, ce zici tu, a fost la Petofi Șandor, acolo, la Casa de Cultură Maghiară, să nu-i zic ungurească, unde punea Edi și cu Claudiu, care mai pun și acum, am înțeles, la tot soiul de petreceri de-astea de peche. După aia a fost la Mozaic, a mai fost și la Batman, din ce mi-aduc aminte vis-a-vis de Martin. Și apropo de când am mai pus muzică prima oară și prima oară în deplasare, pentru că făceam și dansuri la Palatul Copiilor, mergeam vara în turneu cu oamenii ăștia care aveau grijă de echipamente, de scule, nu știu, și la Navodare acolo unde se făceau tabără, albatros și ce păsări mai erau, că nu mai le știu pe toate. Pescăruși. Pescăruși, exact, albatros, pescăruși, nu mai știu ce. Ei, sunt într-o seară, că știau că am o cutie cu casete. Bă, nu vrei să vii să pui muzică? Bă, da, de ce să nu? Dar tu mergeai cu cutia de casete după tine? Cum? Așa, aveam un Walkman Panasonic primit de la sora mea în clasa noua și îi mâncam bateriile non-stop. Înțeles, ca Spider-Man costumul la el mereu. Da. Și am pus muzică seara la copii acolo, ce să zic, de la 6 la 10, că atâta era la 10, trebuia să te culci, n-aveai treabă. Așa era în tabără, da. Și mi-a plăcut pentru că mi-am câștigat primii bănuți, adică împărțeam banii de dedicație cu oamenii de acolo. Uite, frate, ăștia-s banii tăi de sculă, ăștia-s banii mei de învârtit la pixuri. Aia, mai veneau și gagici bănuți. Da, da, da. Din județul Hunedoara, pune-n ieși nouă, ei! A, și trebuia să le pui pe... Păi, da, era hârtia aia veche de 500 de mii. Și atâta era o dedicație. Serios? Da, da. O grămadă bani ce făcea. Da, era 5 lei, era, de fapt, adică. Da, adică erau bănuți de tabără, îți dai seama, să am atâția bani în tabără, mi s-a părut, wow, la vârsta aia. Erau 1,6 lei o bere. Cine? Dintr-o bere dormea jumătate tabără. Da, amuzante vreme. Dar știi ce voiam să te întreb? Cred că după atâția ani de făcut clubinul ăsta și trăit în lumea asta... Păi sunt, zic eu, de când o fac, de prin 94. Sunt ceva ani.
De la analog la digital. Da. Ar trebui să scriu o carte. Stai să termin ce am făcut. Fix în subiectul ăsta voiam să te bag. Băi, e o lume ciudată în care se întâmplă tot soiul de povești, care mai de care mai bizare, și cred că în momentul în care stai la pupitrul ăla, le mai și observi. Clar, le sau vezi pe toate. Se mai și întâmplă. Ia, dăm câteva. Păi ce să zic, despre ce, despre cărți? Mie poți să-mi spui și. Nu, lasă fiecare să... Sau pe, ce se întâmplă pe în... Pe mine mă distrează că... Club Rămâne sunt, în club. Da, pe mine mă distrează în general. A fost o fază super haioasă la Apollo, de exemplu, unde media de vârstă e mult mai mică, e 18-25 pe acolo. Și eu chiar m-am încăpățânat cu motive muzicale, temeiat muzical, ca să zic așa, să nu pun manele și să nu mă duc pe toată tevatura asta care va dispărea la un moment dat. Și am zis, bă, fraților, nu pun manele, deși lumea mă cheamă peste tot. Și mi-am făcut și un semn frumos cu nu pun manele, am și pe TikTok, dacă vreți să vă uitați, sau pe Instagram, e un filmuleț cu nu pun manele, în care toată lumea la finalul programului striga, oțelu galați, oțelu galați. Și eu cu semnul cu nu vă pun manele, nu vă pun manele. Dar foarte, adică la început a fost așa happy și simpatic, dar după aia ușor, ușor, văzând că tot le dau ignor tot timpul, au devenit ușor agresivi și asta m-a cam deranjat. Măi, odată am constatat eu că s-au schimbat manelele de când mie mi-ajung rar la urechi. Nu fac diferența, îmi pare rău. Și acum am văzut DJ care mixează pe biturile de la manele. Da, sunt, adică e altă, am făcut și o cunoștință cu niște puși de ăștia foarte talentați și foarte tehnici, care într-adevăr mixează pe trap manele și pe manele pe bituri europene, ca să zic așa, pe bituri de Tomorrowland sau mai știu eu ce. Ce se ascultă afară și afară prinde foarte bine, pentru că pentru ei e ceva noi, ceva exotic. Dar noi fiind aici de 30 ceva de ani cu ele în cap, nu prea mai vine să ți se pară ceva exotic. Dacă vreau ceva exotic, mă duc la DJ Solomon sau mai știu eu, la un DJ ca lumea, nu? Am acest conflict, trebuie să recunosc că am dat cu urechea și în trap și cred că am dat și niște manele sau am descoperit-o pe fata asta, Paulina. În fine. Da, cred că știu ceva. Și am acest conflict pentru că odată vreau să îmi țin mintea deschisă la tot ce vine de la noua generație, da? Și să nu fiu așa închistat la minte, cum să zicem, au fost părinții noștri, ai plete, ce dracu, ascult gălăgia aia, și am versus, băi, ascult niște prostii cât casa, ce ascultam eu la 16 ani era totuși alt nivel din toate punctele de vedere. Era alt nivel, dar și muzical nu găseai atât de ușor cum găsești acum pe toate drumurile. Chipuiesc că au copii ăștia internetul și zeci de mii de aplicații unde e toată muzica mondială acolo. Noi până primeam o casetă de la nu știu ce prieten din Germania sau nu știu ce disc de la bulgari, de la ruși, sau împrumutat de la vecini, sau du-te la facenda ca să faci schimb de CD-ul cu Depeche Mode sau de discul cu Depeche Mode, dă și mie discul cu In Excess, ia-l pe ăsta cu Guns și tot așa. Adică treceau, plus că îl ronțeai într-o noapte, îl băgai de 4-5 ori pe Heavy Rotation. Și asta e adevărat, da. Adică eu după o tură, când mi-l lăsau la o zi, două, îl știam pe din afară, cap-coadă. Și mai zic una așa de povești pentru a dormi copii și părinți. Era un magazin, când te duci spre Unirea, spre Casa Poporului, Concord 90. Pe stânga, era Concord 90. Băieții mei, ca să zic așa. Deci am văzut CD-ul. Deci eram la 10 dimineața, deschideam magazinul, la 9:30 eram acolo cu un caiet de 48 de file și cu pixul și o rugam frumos pe tantia să ne lase și pe noi să copiem versurile, că noi n-avem bani de casetă originală să învățăm și noi versurile. Cam așa se învăța muzica pe vremea noastră. Bine, nici engleza la școală nu era vreo. Uite, asta voiam să punctez mai devreme, dar ne-am luat cu altele. Apropo de schimburile de muzici pe care le făceam în vremea aia, și caset. A ținut și CD-uri puțin mai târziu, da, plus că apărea cât un CD și îl trăgeam imediat pe casetă și voiam să fie casta cu crom, să fie treabă, să n-aibă fâs. Până ne chineam, până îl salvam în laptop, în calculator. Până au apărut MP3-urile, treaba asta de schimburi de muzici a creat prietenii pe viață, ceea ce nu-i puțin lucru, uitându-mă acum pe retrospectiv la treaba asta. Prietenii pe viață, că vorbeai mai devreme de poezie, cred că a legat orice, și poezia, și filmul, și astronomia. Și basketul. Exact, da. Și sportul, și șprițul. Am fost mai legat în zona asta de muzică și de aici cumva rezonez altfel. Fiecare cu microbul lui artistic. Eu, de exemplu, de profesie la bază sunt actor, adică toate s-au legat cumva așa.
pentru că am făcut mulți ani de dansuri și de canto, probabil că mi-a venit cumva mănușa asta cu dependența de muzică. Apoi, de la teatru am plecat, mi-am făcut o firmă de evenimente și asta fac. Ajungem și aici. Asta e business-ul, adică... Dar probabil că dacă stai să privești la lung așa în spate, cum te duce la cota 2000 și te uita în jos... Pe da, unde am venit, exact, da? Poate că cumva cusătura e deja făcută. Adică nimic... Poate sunt și lucruri întâmplătoare, dar prea puține. Cumva drive-ul a fost clar. Am înțeles, da, e interesant. Eu n-am reușit încă să-mi completez acest puzzle. Cred că sunt working progress. Nici eu n-am reușit pentru că n-am timpul necesar să stau să mă uit în spate și să zic, wow, ce am făcut. Da, sau da, ce așa făcut. Este, luat pe bucăți, poți să-ți dai seama la un moment dat cum una a determinat-o pe cealaltă și niște lucruri care au venit de la sine. Plus, am mai constatat o treabă așa, anume când îți pui în cap și te iei cu puțin în serios și te autodisciplinezi să faci o treabă, cumva apar și oameni în jurul tău care te susțin să faci treaba aia. Depinde de moment, ai văzut și tu că m-am săturat să tot vorbesc de românii noștri, dar într-adevăr sunt, am tot citit când eram mai tineri și tot citeam, domne, că românul e așa, că nu, domne, românul nu e așa, uite, a venit revoluția, suntem toți uniți, suntem, după aia desene animate. Citeai Caragiale, nu, domne, bă, dar le zice bine, da, le zice. Mai citeai Mușatescu, la fel. Băi, dar și ăsta zice bine. Băi, da. Dar uite-te în ziua de azi ce se întâmplă, dar nu vrem să intrăm pe alte domenii, rămânem pe muzică. Ai acest business al tău, da? Da. Acest business al tău presupune să organizezi evenimente. Evenimente, petreceri, festivaluri. Și în România... Și tăieri de moți, cum ar zice Chelul de la Paraziți. Da, cum? Și tăieri de moți, cum ar zice Chelul de la Paraziți. Lansări de copii, am lansat și cu asta, da. Ce bună e asta. Lansări de copii la apă. La apă în biserică, la apă caldă. Și e de asta dacă dai șpaga corectă la preot. Dar chiar acum la biserică când botezi copilul ce faci? Te duci cu lumânarea și cu apa caldă de acasă, ce faci? Dacă îți dă voie Greta, vezi că e cu taxa de carbon, nu știu. Și ok, hai că înainte cerea popa ca să botezi pe cineva, cerea vreo 10 milioane. Acum cât îți, ca să-ți aprindă lumina să încălzească un cazan de apă să botezi copilul, te bagă în faliment. La mine erau, cred că a fost vreo 6 pe vremuri, da. E desene animate. Asta e interesant, cum au crescut prețurile la botez. Așa, revenind la business-ul ăsta tău, și ai și niște cântări în Anglia cu da, Paraziții, cu Șuie Paparude. Cu... Am început acum vreo 6 ani, proiectul se numește Made in Romania. E făcut pentru românii plecați din diaspora, că aveam mulți prieteni pe acolo care tot asta am gândit și eu, că zic, mă, cât de mulți sunt și chiar să vină la concert, cât să merite... Și îmi ziceau tot timpul, băi, Gigi, hai de mă să ne puși niște muzici, hai să... Și am... În perioada era un festival care se numea FIST în Londra, de la... FIST. De la festival, FIST. De la festival din Est. Festivalul din Est, FIST. Oh, da, bun, bun. Așa, și acolo aveam eu... o agenție de booking pe care o tot aveam și am zis, mă, ce tot le dau eu trupe la copii ăștia? Eu mai am manageriuit și pe aici, prin țară, tot soiul de trupe și zic, ia stai să mi le fac eu pe ale mele, că nu fi atât de greu. Exercițiul aveam oricum din România, de la Fang Rock Hotel și Radio Music TV, plus Electro, zic, ia să mi le fac. Și așa i-am zis Made in Romania, care face de vreo 6 ani de zile concerte și petreceri în Londra și în Dublin. Am făcut cu Paraziții, cu Vița de Vie, cu Mărgineanu, cu Vama, cu Direcția 5, cu Loredana, cu Coma, cu Emil, cu Damian Drăghici, cu Alan Chiepa și cu El Nino, cu Cedric și acum, iată, fac cu Șuie Paparude turneul lor de 30 de ani. Aha, multe înainte. Care se întâmplă weekendul ăsta... Dacă va fi online și vedeți, dați dă știre și 2 subscriberi, 1001 lui, să nu ne certăm pe ele. Am această întrebare. E un tip de funcționare aici a oamenilor și mai ales în industria asta și bănuiesc că este alt tip de funcționare la niște oameni care au mult mai multă experiență cumva, în business-ul ăsta la Londra, de pildă, sau în Dublin. Cumva dacă stai să le pui pe hârtie matematic... Ele funcționează la fel ca și în economie, cumva. Pentru că publicul, până la urmă, ăsta e publicul. A fost pandemia, a fost de-abia aștepta să iasă din casă. După aia a venit războiul, iar s-a dus în jos.
Acum, după război, ne-a venit ăștia cu criza mondială. Hai că n-am terminat războiul încă. Zic, noi când mai trăim, de ce mai facem concertele astea? De ce ne mai chinim? Adică ne dăm cu capul de pereți non-stop așa. Adică plecăm la drum și după aia ne se mai închid ouă și ca la metro așa. Nu, prima mea întrebare, și ajungem și aici unde ai punctat-o acum, prima mea întrebare era, care este diferența din modul de funcționare românesc, hai să zicem, în industria asta muzicală și ce se întâmplă acolo? În Dublin, Londra, da? Că astea sunt... Să știi că au crescut foarte bine și foarte mult și profi și la noi treburile, adică la nivelul concertelor de club, că eu fac concerte de club afară, nu fac concerte de stadioane, că e Magic sau mai știu eu ce, încă, sunt mare ambasador. Încă, hai să... Iar treburile sunt cumva asemănătoare, adică și aici lumea e foarte punctuală și pot să spun din, din background-ul meu, ca să zic așa, de la Fang Rock Hotel, unde am lucrat cu cei de la Fratelli la The Carnival, în București, apoi proiectul ăsta personal pe care l-am cu băieții de la The Mission Miez Festival, îi zice, unde tot la fel avem parte de profesioniști 100% și cu scene profi și de nivel european. După aia am mai lucrat cu ei la Fall in Love la festival în toamna asta, unde tot la fel un festival cap-coadă. Am fost și eu, cred, acum. Părerea mea de 10 plus, de... doar că am fost când a lipsit băiatul ăla de la Oasis. Ne-a dat... A, ai fost cu Liam, atunci n-am fost. Și am vrut să văd Underworld. Prima și... oară... Și șui. Vineri a plouat de ne-a cocoșat, ca să zic așa. Adică era ud peste ud. Nu mai știam ce să punem pe dedesubt. Am pățit și eu la Kiss. Ud la ud. Ud la... M-am uscat cu totul, dar am rămas ud la chiloți, ca să... Ce să mai, că nu mai... Da, a fost fun. Am schimbat copertinele alea de ploaie, le tot primeam de la tot suiul de... provider de sponsor și n-aveam nicio treabă, săracele, trece apa prin ele zâmbind. Da, mergi înainte, după 16-18 km pe zi prin ploaie, minune, deci, să fii organizator. Concluzionând, tu spui că s-au mai modificat lucrurile și aici la noi și s-au că lumea se mai ia mai în serios. Și da. Serios se ia, de exemplu, și publicul, pentru că uite-te, în primul rând, că avem câte bilete online se cumpără. Na, uite, am stat de pe jmod la vară și am înțeles că s-au dat deja 12-15 mii de bilete. Oho, trebuie să-mi iau și eu. N-am ajuns încă. Și sunt, adică, sunt, publicul se educă, publicul... Dar la nivel de club, unde ții cântările astea, ei sunt organizații acolo? Se închiriază sunt, clubul, bănuiesc? Da, să... ca peste tot, mm-hmm. Ca peste tot. E ca la, și la filmare, te duci, închiriezi o locație, filmezi și îți faci treaba și ai plecat. Dar am așa, această curiozitate, care a fost numărul maxim de români care au venit la o cântare, să zicem, la Londra sau în Dublin? De-a mea? Da. De-a mea, cel mai mare a fost 1200 la Londra, la Paraziții. Paraziții? Mai mult decât Loredana? Era cu lansare de album. Uh-huh. Și Loredana, când a cântat, a cântat după pandemie, când lumea încă era fricoasă, aoleu, ne înțeapă, aoleu, ne dă microbul. Da. Acum mă bucur că au înțeles că e doar o răceală oarecare și că au fost manipulați. Bine că nu suntem. Nu știu că ți-au înțeles, mă, că există această problemă. Deci oamenilor, am ajuns la această concluzie. Oamenii de convins că au fost păcăliți. Da, dar și păcăleala asta... E mai ușor să-i păcălești decât să-i convingi că au fost păcăliți. Păcăleala asta vine din lipsa de educație. Ești dintr-o credere orbă în autorități pe care jur educație, că lipsa că nu vrei să citești doar să stai ca berbecul cu ochii în televizor. Citește ceva, ieși, fă ceva. Dacă ai doar 4 clase, te înțeleg. Du-te la Sfânta Paraschiva, pupă moaște pe noi bube la gură. Fă ce vrei. Dar nu ne afecta pe noi, lasă-ne în pace pe noi. Adică ăștia care știm cât de cât puțină chimie și... Ție cum ți-a fost ca business în pandemie? Cum să fie? Elegant. Am stat pe balcon. Concret, cum ai rezolvat? Am rezolvat. Am plătit taxele asta degeaba, ce să rezolv. Da, nu, n-ai încasat niciun ajutor, nimic? Nu, am făcut niște petreceri online cu prieteni de prin Europa și ne distram noi o dată pe lună sau la 2-3 săptămâni. Făceam o petrecere online, umpleam frigiderile cu bere și hai băi să vă dansez. Dați cu televizorul tare și... A venit aici... Am avut vreo 200 și ceva de oameni, ăsta râzi, ne-am distrat din toată Europa. Păi da, nu-i puțin lucru, da. Da. Știu că a venit de vreo două ori Lenzi Chiriaca aici și am avut această discuție cu el despre cum au funcționat muzicienii în pandemie și ce mai știe el de prin Europa și mi-a dat acest exemplu, cred, chitaristul de la Sodom, trupă germană, da, care avea, el personal, chitaristul, avea de încasat, urma să încaseze în anul cu pandemia din concerte, urma să încaseze partea lui de vreo 30.000 de euro. Și s-a dus cu toate dovezile la statul german și statul german a zis putem să te ajutăm cu 15.000, jumate, poftim jumătate de bani. Și
au funcționat ca un sistem normal, mă rog, acum sunt mai probleme mai mari. Uite, ce știu eu din... Și aici am înțeles că a fost dezastru. În pandemie, din ce știu eu, statul britanic, mă rog, guvernul britanic, ei n-au stat, au ajutat artiștii din zona asta de industria muzicală cu 80% din suma de afaceri pe anul trecut. Mm-hmm. Ceea ce, da, ceea ce statul român a promis că nouă ne dă undeva la 30% și nu ne-a dat din cifra de afaceri. Și niște scutiri de taxe parcă au fost ceva cu șomaj, nu mai știu ce. Trebuie treba la contabilitate că nu mă pricep. Dar să-i dai ăluia 80% din cifra de afaceri, din profit, ia o prietenă că ești blocat la matinelă, n-am cum să-ți deschid ușa. A fost un meeting acum ceva vreme. Și la noi să nu dai nimic, nimic, adică ne-au făcut, am făcut o soiul de cereri, de hârtii, de... Nu mai intru, că mă roșesc și mă apuc să înjur după aia. O să vreau eu să intru un pic, pentru că am această curiozitate. Mi-aduc aminte, dacă nu mă înșală memoria, că în ianuarie, acum, cred înainte de război, nu avem capul la asta, a fost un meeting al oamenilor din showbiz-ul românesc, partea tehnică, da, mai da, ales, da, care au ieșit la guvern în stradă, în față, cu niște da, scule și au spus, băi, suntem și noi, existăm, suntem aici și am avut aceste probleme și nu ne-ați ajutat. Și a venit, nu știu, cred că ministrul culturii, nu mai știu cine, și a spus, da, am luat la cunoștință, da, o să ați fost auziți, hai să vedem cum rezolvăm problema. Nu cred să se mai fi întâmplat ceva de atunci. Never ever. Dar asta se întâmplă și pentru că industria asta muzicală românească e plină de oameni cu orgolii și prost organizați? Se întâmplă, în primul rând, că e plină de oameni neprofesioniști, ca să nu le zicem țepari. Încă? Da, există. Adică sunt oameni care preferă... Am crezut că s-au eliminat ușor, ușor. Păi asta există, zic eu. Există, în primul rând, datorită primăriilor. Orice primărie din satul românesc sau din orașul românesc vrea să facă revelion acum, să luăm exemplul revelion. Bine, nu mai face cu 5.000 de beculețe, că economie facem cu 4.999. Dar ei acolo tot au niște bani de rotit și de cel mai bun business din România care e. Cu afacerea cu statul, nu? Doamne. Ai văzut? Și atunci ei au tot soiul de firme de-astea, nu știu cum să le numesc, Arici, Sky, cum vrei tu, care sunt ale lor, cum a făcut și firea în București, avea 68 de fire, 68 de fire, am zis bine, avea 68 de firme ale ei, care mișca banii de la una la alta. Da, nu știu asta, în fine. Zic eu că așa făcea, și pe teatru, și pe coreografie, și pe concerte, toate erau ale ei. Adică lua banii de la primărie și le ducea dintr-una într-alta. Același lucru se întâmplă și în țară. A apărut scris asta undeva, mie nu mi-a ajuns la urchea asta, dar în fine. Întreabă-i pe băieții de la Recorder, cred că știu mai bine. A, ok, bun. Ceea ce vreau să zic e că datorită acestor căpușe care lucrează cu statul și pe lângă faptul că nu își plătesc taxele ca noi, ca pelicani, că noi suntem niște pelicani pe oricare din industria asta, dacă ne iei la facturi mărunte, toți avem taxele la zi de ani de zile. Ăștia nici nu plătesc taxe ca și biserica, la fel. Ăia nu plătesc taxe, dar sunt mai deștepți ca noi. Păi de ce, mă, frate? Noi avem odată o problemă cu ierarhiile aici. Ierarhia asta a elitelor, de pildă, este dezastru. Este dezastru. Au plecat din țară toți, din păcate. Scuze. Da, nu mă plâng cu asta. Mă stau și mă gândesc, de pildă, că există acest personaj, mai mi-apare prin feed-uri, Liceanu, care el cadrează drept o elită și stau și îmi aduc aminte despre cum explica el despre președintele Băsescu, de pildă, că... Ei au fost tot timpul niște... ei oamenii președintelui, ci președintele este al lor. Știi? Și uite, acum a dovedit turnător la securitate, ceea ce... Hai să fim serioși, se știa de atunci. Da, corect. Ești vii cu astea, tu ești elita. Altfel dacă... n-ai cum să stai face-to-face cu ei, nu? Cum stai face-to-face cu un președinte? Doar dacă ești informator sau securist, nu? Nu știu, mă, poți să stai drept, cred că asta, ar clar, fi dar suficient. Clar, dar dacă stai drept, n-ai nevoie de ei, automat. Când ai o problemă la genul ăsta de elite, cum vorba aia, peștele de la cap să-mi pute... Asta e o glumă foarte bună. Timișoara, da, Banatul, care tot ne înjură pe noi mitici de la București, da, știi, că suntem... Da, au rămas povești, da. Așa, și vine gluma, păi da, mă, dar peștele de la cap să-mi pute, și România cum are un soi de formă de pește acolo, fi că, bă, da, a fost o glumă bună.
Am râs. Altfel, în zona asta, am citit asta, am Michelul Beck în vacanță și vorbea la un moment dat de lumea artistică. Zice, băi, lumea artistică are acest mare dezavantaj, eșecul este mult mai vizibil. Mi-a plăcut asta. Da. În orice presupune expunere mare, da, în momentul în care nu mai audă lumea despre tine, nu mai faci nimic, buf! Da, vezi că și expunerea asta zi de zi, după care aleargă toată lumea, ba pe TikTok, ba pe Instagram, ba pe Facebook, te epuizează la un moment dat și te duce cu capul la un moment dat. Înainte veneai de la muncă, te duceai la țară, îți luai, dădeai drumul la găini, la rațe și ce mai aveai tu prin curte pe acolo, iepuri și nu știu ce. Te apucai, tundeai iarba prin curte și te liniștei la cap. Acum nu, domne, non-stop, îi văd și pe ăștia. Nu mai tunzi deci iarba după, fără să pui pe Instagram, măi, stai. Mă uit la copiii ăștia prin trafic, la volan. Bă, fraților, pe ce că e bară la bară, stați cu telefoanele în brațe non-stop, bă, dă-le măsă, că aveți, toți aveți Bluetooth la mașini, că aveți mașini din 2020 și... Eu sunt mai mult pieton și observ cum stă lumea la metrou mergând cu telefoanele și, petrecerea și, bă, de pietoni. Merg și petrecerea de pietoni. Da. Păi n-ai cum să stai cu telefonul, nu, cu ochii în telefon, petrecerea de pietoni, oricând poate să vină unul neatent. Am pățit-o acum două zile, am fost la o degustare de vin la Fratelli, că tot vorbeam mai devreme. La Roain. Era un bătrânel care ieșea de pe o stradă lăturalnică, eu eram petrecerea de pietoni, nu m-a văzut, că el se uita în dreapta și era să dea cu mașina pe zi, băi, nene. Da. Da, în fine. Suntem și mulți, ca să zic așa. Dacă mă uitam în telefon. Te duceai un pic, Doamne ferește. Eram pa la revedere, da. Nu există să te uiți în telefon. Era și pe Calea Victoriei o de-asta cu o trecere mică de pieton la un moment dat și scrie pe ea, privește cerul. Bă. La Amzei acolo, da. Da, da, bă, băieți, nu e treaba. E o curticică pe acolo unde fumează trepădușii, cine știe. Când vine vorba de muzici, ți-am zis că mai devreme am această plăcere vinovată, disco de-asta de anii 80, Sandra, nu vorbesc de ABBA și Boniem, că pe ăștia trec la high quality, da. Știi, altă mâncare de pește acolo. Și Sandra, Sissi Catch, da, da, Modern Talking. Asta, ale tale care sunt? De Eurodisco de-asta? De, da, tu când te îmbeți. Da. De unde? Păi, unde spui capul? Depinde de gașca cu care sunt. Adică eu pot să mă îmbăt și cu gașca de muzică de electroniști, și cu gașca de muzică românească, și cu gașca de muzică 80-90, și cu gașca de puștani care ascultă. Bine, nu pot să mă îmbăt cu ăștia cu manele, îmi pare rău. Nu vă spărați pe mine, m-au certat câțiva. Da, nu știu, mea. Eu cred că dansul din Buric... Băi, frate, dar mai liniștește-te și tu, nu înțelegi, sunt doar niște manele, stai aici și bea cu noi. Nu pot, frate, nu înțelegeți că nu pot, nu-mi intră. Se blochează la tet, cum zic francezii. Eu sunt mai relaxat aici pentru că consider că dansul din Buric este una din cele mai frumoase treburi pe care le-am luat din Orient. Da, mă, și Artanu zicea, maneaua și dansul din Buric. Da, e, într-adevăr, una e orientala și un ceva fin, așa cum făceau Electric Brothers sau Artanu sau Vasile cu trupa lui. Gigi, găsesc afirmațiile tale cam rasiste. Probabil, îmi cer scuze. Nu-ți place ție, mă, nu-ți place bătaia pe primul, pe accentul pe primul, tu, taca, taca, tu, tu. Trebuie să-ți placă accentul pe prima bătaie, știi? Cum, hai să citesc din Artan, că e la mine în documentar în Balta Alba, stai de la el, zice ca la Prodigy. Puf, taca, 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 taca. Asta e maneaua, știi? Da, n-ai aceste sensibilități. No, am stat să mă gândesc la ele, exact cum povestea mai devreme cu pârtia în jos, așa, puf, taca, 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 da. Am văzut, să schimb puțin subiectul, am văzut zilele astea un podcast cu marele producător Rick Rubin. Pentru cine nu știe, nu zic ție, vorbesc pentru toată lumea, pentru cine nu știe să caute, ia stai puțin, cam această curiozitate, Rick Rubin, este unul din cei mai șmecheri producători din industria muzicală, vreau să găsesc doar câteva albume pe care le-a produs, deci a produs și McCartney, a produs și Metallica, și Slayer, și... Lady Gaga, da, multe discuri, Red Hot Chili Peppers, un tip foarte interesant, care, eu am această problemă, cum funcționează,
problemă. Curiozitate, cum funcționează creativitatea la unii oameni? Știu cum funcționează la mine. Băi, am săptămâni când am toate ceacrele fundate, sunt total tâmpit. Dar nu-mi dau seama, îmi dau seama după. Știi? Corect. Versus mi s-a întâmplat din când în când să constat, păi ce moment de inspirație am acum și acum trebuie să împing lucrurile, dar n-a reușit să ajung la un tip de constantă. Dar am aflat, de pildă, că este bine să-ți creezi tu un soi de disciplină în acest sens, ca idei sau nu. Cred că l-am mai văzut și pe Cristoiu la un moment dat, care explica o treabă de genul n-am inspirație, eu în fiecare zi trebuie să scriu un text de 500 de caractere, cel puțin, câteodată îmi ies mai multe, niciodată mai puține, pormă văd dacă e bun de ceva și public sau nu public. Asta e valabilă și în dansuri și în actorie la fel. Ajunge și aici, pe aici voiam să ajung. Te duci la sală, repezi de unul singur până îți vine o mișcare sau un moment, sau repezi mecanic până găsești portița și zici, ups, aici trebuie legată cu partea a doua sau cu partea a treia. Da. Dar totul îți vine într-adevăr, numai dacă îți dorești și dacă 99% transpirație, 1% inspirație. Cu ce a venit acest Rick Rubin? A venit cu niște exemple. Spunea de pildă de Jay-Z, da? Era cu el în studio, avea un beat, l-a ascultat 20 de minute beat-ul ăla, stând pe o canapea și n-a făcut decât după care s-a sculat, s-a dus la microfon, a vărsat versurile din cap, fără nicio notiță, pur și simplu, după care a mai înregistrat odată aceleași versuri, poate sau în proporție de 95% aceleași versuri, doar cu accentul pus altfel, ceea ce mai schimbă dinamica. Mecanică, da. Înțelegi? Asta era un exemplu. Un alt exemplu a fost Keith Anthony de la Red Hot Chili Peppers, care vine, trupa a tras piesa, a tras negativul și el vine și se așează la microfon unde trebuie să intre cu vocea și vorbește cuvinte total nonsens, n-au nicio noimă. Da, ei sunt, ai văzut că sunt mult mai mult spre hip-hop, așa, adică după care, stilul lor da, are alternativ un e mai mult pe hip-hop, așa, e mai pe recitat decât pe după cântat. Care are ascultă ce a înregistrat, vede unde i s-au potrivit niște cuvinte, unde găsește el că cuvântul ăla trebuie, da, exact, și construiește poveste. Da? Pe cuvintele alea și construiești o poveste. Zici, el continuă, zice, măi, câteodată nici nu știu despre artistul, nu știe despre ce e piesa până nu o termină, câteodată nu știe niciodată, pur și simplu câteodată sunt niște emanațiile subconștientului. Eliberării. Și am mai dat un exemplu. Subconștientul, de fapt, e un bagaj care se umple și la un moment dat da, foarte interesant. Afară. E și un tip de design thinking, se numește, în momentul în care vrei să faci ceva, nu prea știi cum să faci, îți culești toate informațiile, exact. Și le lași la dospit și atunci el... La dospit și când e organismul mai obosit, te dictează singur. Ori atunci, ori dimineața, da, depinde fiecare. De ceasul biologic al fiecăruia. Și cel mai tare exemplu care mi s-a părut era System of a Down, alt disc produs de Rick Rubin, la Chop Suey, am zis bine? Probabil. Numele piesei, în fine. Există un moment, un bridge, în care vocalistul, nu mai știu cum îl cheamă, în fine, nu avea versuri. Și astăzi pot să spunem, băi, nu am versuri aici, nu știu ce să bag și nu știu ce. Și astăzi, bine, hai să facem felul următor. Uite, asta e biblioteca mea, da? Alegeți o carte, deschide-o și vezi dacă ți se arată ceva acolo. Just like this. A găsit, a pus acolo, a schimbat cu tot, a dat și mai multă profunzime întregii piese, fix ce a găsit acolo. A avut noroc de carte. Da, a tras câștigător. Asta corect. Să știi că făceam și la actorie, tot la fel, când, ca să pleci de la zero absolut, tot la fel, puneai niște cărți pe masă și luai fiecare, la pagina 68, cuvântul 37. Și îți luai 10-15 cuvinte și trebuia să-ți faci poveste și rol de acolo. Aveai 5 minute maxim. Și fiecare venea cu surpriza lui. Se uite așa, se clădea o situație și o piesă de teatru, ușor, ușor. Am înțeles. Așa că e valabilă și în muzică, nu numai în teatru și în jocuri, ca să zic așa. Jocuri psihologice astea, de fapt, ca să te surprinzi și să te lași liber, ca să poți să spui mintea în funcțiune la ceva nou, ca să fii activ.
De un tip de relație cu muzele. Eu cred că există niște muze, da? Sunt tot soiul de studii chiar, sau mă rog, sunt niște oameni care vorbesc. Noaptea muzeilor. Muzelor. Noaptea muză. E, și ele vin sau nu vin? Știu că atunci când am filmat pentru Balta Albă, cred că cu vocalistul de la Fratele Nord, mi-a explicat că el maximum de inspirație pe care îl are este la Mahmureală. Când după ce a băut o noapte, se trezește, îl doare capul, nu știe ce și cum și pe unde e și așa. Și atunci îi vin versurile și le... Îi vin muzele. Alo, șeful, da, ești da, o pastilă da. De cap? Sau nu lua că gunești muza, corect. Știi? Ți-asumi. Da. Adică, să spun, chinurile facerii. Buf! Da, aici, na, fiecare își impune și își imaginează ce își dorește. Adică, mi se pare că am... cali fragilistic, așa, să stai să te biciui, stai, frate, să vină muza. E mai complicat. Ai văzut Whiplash? Nu. No. Filmul? Whiplash este un film despre un toboșar tânăr, da. Da, care făcea parte din orchestra unei școli de muzică. Cred că l-am văzut. Așa, da, și dă de un profesor foarte da. Sever care realmente îl traumatizează, dar faptul că îl traumatizează îl aduce pe ăsta în punctul să atingă un nivel de performanță. Îl ambiționează. S-a trecut de la ambiție la traumă ce a făcut ala acolo, știi? Dar fix treaba sunt asta. Și genul ăsta de profesori genial care, într-adevăr, te împing până în pragul demenței, dar... Plus că gândește-te, de pildă, cele mai frumoase piese de amor, da? Sunt alea de suferit ăștia în dragoste. Sunt alea franțuzești. Da, sunt loviți în molele capului. Sunt alea franțuzești. Nu știu alea franțuzești. More make, ma. Da. Au avut și perioada lor, că nu cred că o mai au acum. Dezastru în Franța. Da. La benzinării. Și cum uitam zilele astea la niște cozi și niște conflicte ușor Patricia violente. Patricia Cas venea la nenea la Franța. Milionar de la Snagov, cum îl cheamă. Securistul. Nu mai știu, dar știu povestea. Da. Mă. Ce oameni pe lângă noi. Și că am văzut în Franța zilele astea cozi la benzină și niște conflicte între oamenii care stau la cozi și m-am uitat și zic... Eu nu rămân surprins deloc. Aici, acum, să vadă și cum e, am avut satisfacția statică. Eu nu rămân surprins deloc pentru că ei mii de ani, și francezii, și englezii, și spaniolii, au colonizat, au pus biciu pe toată lumea asta, pe toate națiile. Acum globalizarea asta se duce pe cosmos total, adică hai că noi de bine de rău mai suntem pe aici români, dar am vreo 2-3 generații mai vorbim. Voi și voi acum vă mirați că Franța nu mai e a voastră, că Germania e a turcilor și că în Anglia e a indienilor și a pakistanezilor. În Franța voi, fraților, n-ați vrut 51 sau 52% nu mai sunt francezi. Sunt maghrebieni toți. N-ați vrut voi forță de muncă ieftină? Luați, ale manji, ospitalite rume. Ce să vă zic? Acum vă mirați că sunt mai mulți ca noi și ne omoară. Păi, voi nu i-ați omorât pe ei mii de ani cu biciuri și cu biserici și cu dați-le pe spate, luați-le. Cred că dacă te uiți la scară istorică, imperiile au și ele momentul lor de decădere și sunt și niște semne foarte clare ale momentelor de decădere pe care le-am mai văzut de-a lungul timpului. Unul este și, băi, constat în jurul meu și eu o să dau puțin din casă. Lumea, oamenii, cel puțin după vârstă, băi, sunt mult mai decadenți în tot ceea ce presupune sexualitate, mai liniștiți, de pildă, știi? Da, mai liniștiți, mai relaxați. Nu, decadenți. Decadenți fără nicio... Decadența a fost dintotdeauna, de pe vremea Imperiului Roman. Știu, nu. Îți spuneam că asta este un semn al sfârșitului de imperiu. Da. În momentul în care e unul din semne. Am înțeles că decadența e ultimul semn. Da, e unul din semne. Mai sunt vreo câteva. Mai citeam, cred că l-am auzit pe Pleșu la un moment dat, povestind de semnele astea și încă unul era când o să mâncăm mâncare semi-preparată. Asta facem de 100 de ani. Nu, este mult mai vechi. S-au mai întâmplat. Adică conservele... S-au mai întâmplat. Conserve pune da. Străbunica de... Cum îi zice? De pe vremea străbunicii. Stai mă, că nu era... Nu vorbea neapărat de conserve, vorbea de chestii mai sofisticate, cum ar fi lasagna aia de o găsești. Da, știi? Doar eu bagi în cuptor cum sunt americanii aia, deci fac nu știu ce tranșee pe sub casă și își pun acolo...
Sunt niște semne de genul ăsta. Deci dacă te uiți la scară istorică, cred că Imperiul Occidental, da, a început de la prea mult bine să se cam ducă în cap ușor, ușor, știi? Se va duce probabil. Și, da, dar mai suntem și noi și pe aici și avem și copii și... și te duci în America, unde te duci? Adică strâmbam din NASA acum 10 ani am despre... Am auzit mulți prieteni care zic că e mult mai bine în Asia, adică într-o zonă liniștită a Asiei, te duci acolo... Cu 100 de euro ești boier Bibescu. Știu ce spui, atâta doar n-am fost în Asia, dar am fost în câteva zone în Africa și în Dominican am fost. Și pot să spun un singur lucru, că ca om alb, da, ești în permanență văzut de oamenii de acolo cu care altfel trebuie să lucrezi, că, dacă da. Te duci să stai acolo, ești în permanență văzut ca o sursă de bani. Dar în permanență și fănat. Și dacă ai negociat cu cineva o treabă astăzi și te duci mâine la ala pentru aceeași treabă, trebuie să iei această poveste etern de la capăt și băi, la un moment dat devine obositor, pentru că tu dacă reacționezi, să zicem, cu 8 oameni pe zi, că se spune statistic că nu putem fi atenți la mai mult de 8 oameni pe zi, dacă reacționezi cu 8 oameni pe zi, acei 8 oameni vor vrea bani de la tine. Clar. Și niciun alt tip de relație. Băi, este obositor și vor face și tot ce le stă în putință să-ți ia banii și să pleci cât mai repede. Bine. Știu povești de genul ăsta. Vă aștept, adică e complicat în afara Europei. Pentru noi europeni. Nu cred că e așa complicat. Sunt curios ce vor... Adică sunt curios eu de aici din România. Acolo în Anglia știu că le e foarte bine și englezii sunt foarte riguroși și fac treaba foarte bine. Am văzut că publicul român, apropo de vorbeam mai devreme de diaspora, migrează. De exemplu, publicul bun care era în Dublin acum a migrat către Oslo, către Stockholm, către Germania, mulți au plecat. Au plecat din Anglia? Din Dublin. Nu, din Anglia au plecat ăia fără forme de acte. Adică acolo nu prea te joci cu ei. Ai acte, lucrezi. N-ai acte, du-te la... Păi și de ce? N-au mai avut de muncă și s-au găsit în partea asta la altă? N-au mai vrut ei atâta forță de muncă, părerea mea. Mm-hmm. De când cu Brexit-ul au zis că hai să facem noi și să nu mai luăm și de afară. Da. Mi-au cam aminte, prin anii 2000, când mergeam primele des pe la Londra, era plin de polonezi. Acum cred că suntem pe locul 2 după pakistanezi. Românii? Da. Și bulgarii? Nu, bulgarii sunt desene animate. Uh-huh. Românii în Anglia sunt cam 1.100.000 de oameni. Da, suntem ceva. Suntem mulți. Păi da, să candideze frumul la primărie. Ăștia ne zic nouă că suntem 18 milioane în țară. Nu, fraților, suntem vreo 13, 12, 13 maxim în țară, vă zic eu. Mai sunt... Nu știu dacă au venit rezultatele de la... Au venit, dar la ei insertar. Și făcute tot la fel, cu statul și cum au vrut ei. Băi, eram 23. Nu mai suntem de mult 23. Nu mai suntem de mult 23, dar asta nu e bine. Aia, las că vine domnul președinte, blondul de la Cotroceni și ne explică el cum o să intrăm noi în Schengen. Păi, să ne vedem cu bine la băute și la petreceri. Și la ce mai fi de făcut. Da, cu toată lumea. Cu toată lumea, corect. Mersi că ai venit. Sănătate, numai bine. Pa, pa. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.